Bun găsit! Osteoporoza este boala vârstnicilor și afectează mai mult femeile decât bărbații. Medicul Ionuț Badea ne spune astăzi care sunt afecțiunile care duc la osteoporoză, dar și dacă putem vorbi sau nu de prevenție. Din păcate, osteoporoza nu se vindecă, dar există numeroase tratamente care ne întăresc oasele. Chiar și aici, mișcarea este destul de importantă. Domnule doctor, care ar fi cauzele osteoporozei? Cauzele osteoporozei sunt în principal vârsta, factorii hormonali, cum ar fi hipoestrogenismul și în principal sedentarismul, lipsa de activitate. Și de la ce vârstă ar apărea la femei și la bărbați? E aceeași vârstă sau depinde un pic? La femei apare mult mai frecvent osteoporoza. În principal, bărbații mai rar fac osteoporoză. În principal, este legat de vârstă, de lipsa activității fizice, de alte boli sau alte tratamente pe care le urmează aceștia. Adică ar fi niște boli predispuse la osteoporoză? Da, în principal bolile care se asociază cu inflamație cronică, în special cele din spectrul reumatologiei, poliartrită reumatoidă, lupus. Dar vorbim de o boală care apare, să zicem, după 40 de ani. Da, riscul de fractură și riscurile majore de instalarea osteoporozei apar cam după 50 de ani. Sau după 60 de ani la bărbați, 50 de ani la femei. Cam ăsta este raportul cât de cât. Și care ar fi și simptomele? Adesea osteoporoza rămâne subdiagnosticată până în momentul apariției unei fracturi. Cele mai frecvente fracturi sunt cele vertebrale, care pot da niște simptome de astea generale, cum ar fi durerea de spate, pe care cu toții cred că am avut-o. Deci putem confunda? Adesea se confundă. De obicei diagnosticăm osteoporoza atunci când, de exemplu, vine un pacient la control, îi facem o radiografie de coloană și vedem care modificări la nivelul coloanei, cum ar fi tasările vertebrale. Și acestea sunt semne ale osteoporozei? Astea pot fi semne ale osteoporozei, într-adevăr. Standardul de aur pentru diagnosticul osteoporozei este densitometria. Adică? Adică este o procedură DEXA, asta este standardul de aur actual, care măsoară densitatea osoasă prin efectuarea unui film radiologic anteroposterior la nivelul coloanei lombare și la nivelul colului femural. Și această analiză de care spuneți o putem face și ca măsură de prevenție sau doar în momentul în care avem simptome? Este recomandat ca femeile post-menopauză să facă această investigație măcar o dată după menopauză și în funcție de valoarea testului să se repete, fie la un an, fie la o perioadă mai lungă, în funcție de cum decide medicul. Dacă tot am vorbit de prevenție, putem discuta de așa ceva? Da, desigur. Principala metodă de prevenție este activitatea fizică, o dietă bogată în calciu, în lactate. În principal, suplimentele nu sunt neapărat superioare alimentației. Și cam asta ar fi pur și simplu o viață care echilibrat. E întotdeauna activă și echilibrată. Și ca tratament, ne vindecăm de așa ceva? Acum vorbim de vindecare mai greu. Putem opri progresia ei, okay. Putem să întărim oasele în momentul apariției osteoporozei. Sunt mai multe trepte terapeutice. Inițial, dacă în urma densitometriei observăm o densitate osoasă ușor scăzută, adică osteopenie, atunci optăm pentru suplimentare cu vitamină D și calciu. În cazul apariției osteoporozei, putem opta pentru tratamente mai agresive, cum ar fi bisfosfonații și chiar terapiile biologice, cum ar fi denosumab. Deci putem, dacă luăm aceste tratamente, putem trăi cât de cât bine? În mod normal, da. Acum vorbim totuși de niște tratamente care apar la vârstnici. Deci vorbim de o patologie care apare la vârstnici. Vârstnicii nu au o singură patologie, au multe, multe alte boli asociate. Au sarcopenia, care înseamnă pur și simplu scăderea masei musculare asociată vârstei. Nu sunt neapărat descrise mecanismele ei. Și vorbim de, până la urmă, de un pacient foarte fragil și cu risc de cădere foarte mare, care, până la urmă, supune pacientul unui stres suplimentar. Deci, în cazul în care un vârstnic are o fractură, îi este un pic mai greu să se recupereze decât cineva care nu suferă de osteoporoză. Clar, clar. Chiar și la tineri. Adesea, în funcție de tipul fracturii, recuperarea poate fi dificilă. Mulțumim mult pentru aceste informații.
Ne revedem și mâine. O zi bună!